Iar instanța supremă impune un termen de 5 zile pentru parchetul militar să spună dacă reface ancheta în dosarul Revoluției sau nu. Din complet a făcut parte și judecătoarea Lia Savone. Reamintim că dosarul Revoluției este nesoluționat la 34 de ani distanță de la căderea regimului comunist. Înainte de a ajunge la Curtea de Apel București, dosarul Revoluției s-a plimbat peste 4 ani între instanțele și parchetele bucureștene pe motive de procedură. Pe 25 octombrie 2023, la instanța de fond, Curtea de Apel București s-a decis începerea judecării pe fond în dosarul Revoluției în care Ion Iliescu, fostul vicepriministru Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, fostul șef al aviației militare, sunt acuzați de săvârșirea unor infracțiuni contra umanității. Instanța a constatat atunci că rechizitoriul întocmit de procurorii militari este legal. Astfel, vineri, judecătorii în altei Curți de casație și justiție au decis că rechizitoriul din dosarul Revoluției în care este acuzat fostul președinte Ion Iliescu, conține nereguli și au dat un termen de 5 zile parchetului militar să spună dacă menține trimiterea dosarului în instanță sau reface ancheta. Acuzații au contestat soluția la înalta curte de casație și justiție, dosarul fiind repartizat în decembrie 2023 unui complet format din doi judecători. Cei doi judecători nu au reușit să cadă de acord însă asupra unei soluții, având opinii divergente. În primă fază, Ion Iliescu a fost trimis în judecată de parchetul militar în aprilie 2019, însă dosarul a fost restituit la parchet peste doi ani de către judecătorii de la ICCJ, fiind invocată existența unor nereguli în rechizitoriu. Instanța Supremă a decis atunci excluderea din materialul de urmărire penală a mai multor probe, printre care declarații ce conține relatările făcute de gelul Voican Voiculescu și Ion Iliescu în fața Comisiei Senatoriale rapoarte ale Parlamentului, un punct de vedere al SRI sau documente de arhivă de la MAPN. În august 2022, fostul procuror general Gabriel Ascutea anunța retrimiterea la instanță supremă a dosarului Revoluției după refacerea rechizitorului de către procurorii militari. În timp, evenimentele din decembrie 1989 au făcut obiectul cercetării în 4544 de dosare penale. În 112 dosare, secția parchetelor militare și celelalte parchete militare au dispus trimiterea în judecată a 275 de persoane, din care 25 de generali.